Vă felicităm cu toții cu prilejul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 și astăzi vrem să lansăm un text de proiect de lege. De fapt, este o acțiune simbol, un text de proiect de lege pe care îl vom adresa tuturor celor 101 deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Textul de lege vizează modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la zile de odihnă și zile de sărbătoare. Și îi invităm pe acești 101 deputați să înregistreze proiectul de lege și să instituie pe teritoriul Republicii Moldova ziua de 1 decembrie a fiecărui an, sărbătoare națională, ziua Marii Uniri. Și vom vedea în ce măsură cei 101 deputați se vor găsi, se vor afla, se vor pomeni la înălțimea suficienței intelectuale. Când spun suficiență intelectuală aici, în spațiul Republicii Moldova, înseamnă să știi cine ești, de unde te tragi, care sunt rădăcinile, la ce națiune aparții, ce limbă vorbești, care ți este istoria. Și să vedem cine va avea curajul să înregistreze acest proiect de lege.